Alea vedea des același vis în care era încă mică, dormea în patul ei, cu o lumină caldă și difuză de la veioză, iar lângă ea stătea un iepuraș roz cu un panglică albastră. Și desigur, cântecul de leagăn al mamei sale răsuna peste toată acea liniște nocturnă confortabilă. Dar cât de neplăcut era să se trezească. Frigul o învăluia pe alea imediat ce își scotea nasul de sub pătură. Gândul de a-și căuta papucii cu piciorul îi provoca fetei aproape un dezgust fizic, dar nu avea de ales. A trebuit să-și închidă ochii, să-și coboare piciorul de pe patul vechi și să-l pună rapid pe podea. Se pare că astăzi a avut noroc, nu a scăpat și a aterizat clar cu călcâiul pe papucul zdrențăros care stătea în locul lui obișnuit lângă patul ei căscând și întinzându-se după somn, alea s-a ridicat în sfârșit din pat și și-a aruncat imediat pe umeri un halat ponosit cu imaginea a doi pinguini amuzanți. Odată, acest articol de îmbrăcăminte a fost de un albastru pal, dar după numeroase spălări a devenit gri și a început să semene cu oțelul inoxidabil. Ei bine, dacă e oțel, atunci e oțel, își poate spune o poveste despre cum acești pinguini de oțel magic trebuie să se spele repede, să se pieptene, să-și spele dinții și să bea o ceașcă de cafea în bucătăria murdară comună, sub supraveghere atentă a mai multor perechi de ochi străini. Alea și-a preparat cafea, observând că părea să fi scăzut în bancă de când a făcut asta ultima dată, adică ieri. Trebuie, trebuie să-și ia totuși borcanul în camera ei, ca să nu mai dea băutura deficitară tuturor celor doritori. Alea se gândea în acest fel în fiecare zi și de fiecare dată borcanul de cafea rămânea pe locul său legitim în dulapul de bucătărie. După ce s-a despărțit de ceilalți locatari ai apartamentului, care era închiriat de mulți ani pe camere, Alea a ieșit și a plecat la muncă. Ea lucra într-o agenție de recrutare a personalului casnic și era apreciată de conducere. În principiu, nu era deloc surprinzător. Cine altcineva ar fi putut să iasă la ture în fric și căldură, fără zile libere și sărbători, în orice circunstanțe și fără a se distrage de proprii copii și părinți în vârstă? Da, nimeni în afară de Alea, care a fost crescută într-un orfelinat din copilărie, era orfană și nu știa nici măcar cine a avut onoarea să o aducă pe lume. Alea a fost găsită într-o groapă după un accident rutier major. Au fost răniți cinci mașini nu au putut să se evite pe o șosea lunecoasă. În accident au murit mai multe persoane, așa că polițiștii au decis că fata aparținea probabil unei astfel de familii. Nimeni nu a căutat-o, nimeni nu a întrebat-o și în cele din urmă fetița a fost transferată la secția de nou născuți a orfelinatului. Viața fragilă a fetei abia nu s-a încheiat chiar atunci, la o vârstă fragedă de aproximativ un an și jumătate, când mica ale a ajuns la spitalul local cu pneumonie bilaterală, dar a fost totuși vindecată și trimisă înapoi la orfani. Mai târziu a trebuit să recolteze roadele unei sănătăți atât de slabe și să stea în spitale. Acolo și-a manifestat dragostea pentru oameni și abilitățile în medicină. Mica Alea de la o vârstă fragedă a început să observe cu plăcere medicii și pacienții, precum și asistentele medicale, infirmierele, laborantele și, în general, orice angajație ai spitalelor. La 5 ani, i-a învățat deja să ia medicamentele necesare sau hârtia la cererea asistentelor medicale atunci când completau jurnalul. Aceștia au lăudat-o pe orfană din toată inima și, periodic, Ali i s-a dat o bomboană sau o chiflă de casă. Un răsfățin accesibil copiilor din orfelinat în principiu. La 10 ani, fetiței s-ar fi putut în credința să ducă dosarele medicale la post sau eprubetele la laborator, iar adolescenții alea au început să asculte cu nerăbdare tot ce discutau între ei medicii și s-au îndrăgostit pentru totdeauna de medicină. Desigur, fata înțelegea că cu statutul ei social, un universitate medicală nu îi se dădea deloc, așa că a decis să se înscrie cel puțin la un colegiu, dacă va reuși. Pentru a-și îndeplini visul, alea s-a pregătit mult și cu sârguință pe cont propriu a învățat biologia, chimia, a încercat să înțeleagă împletirea ecuațiilor trigonometrice și a propozițiilor subordonate complexe. În consecință, dictarea de admitere și examenul de biologie au fost scrise pur și simplu strălucit, iar alea a început să se numească cu mândrie studente la un colegiu medical. În timpul studiilor, fata a locuit în cămin, a studiat din greu, nu a alergat deloc după băieți. Spre deosebire de colegele ei, Alea nu se plângea de nimic și pur și simplu se bucura de viața ei actuală. Încă din anul al doilea, Alea a început să lucreze cu jumătate de normă, să pună perfuzii, să pună clisme, să facă injecții sau să ia sânge pentru analize din venă. Într-un cuvânt, fata muncea cât putea, pentru că înțelegea că nu avea pe nimeni să o ajute. Alea vedea în muncă nu doar o oportunitate de a câștiga niște bani pentru trai, ci și o oportunitate de a fi înconjurată de oameni, de a comunica și de a se prieteni. De asemenea, i-a observat de mult timp o curioasă atracție către pacienții care aveau familie. Îi plăcea să observe când, la patul unei bătrâne bolnave, se aduna întreaga familie și toți se asigurau că o așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă acasă, la nepoții ei iubiți sau când pe bătrânul bunic veneau în vizită numeroșii lui rude. Așa că o vizită se transforma într-un adevărat vârteș, iar în salonul bătrânului erau întotdeauna flori proaspete în vază. Pe aceiași pacienți, cărora din anumite motive nu le venea nimeni de mult timp, încerca să-i viziteze o dată în plus și să-i încurajeze. Uneori aducea o gustare, altă dată o carte interesantă sau un pachet de cuvinte încrucișate, sau îi ajuta să-și repare ochelarii după ce se stricaseră. Într-un cuvânt, ea găsea întotdeauna o modalitate de a fi mai aproape de oameni. Pentru asta o iubeau atât pacienții, cât și conducerea. Nu prea descăsești în zilele noastre medici atât de empatici. Uneori, Ali era foarte tristă, mai ales în perioada sărbătorilor de Crăciun sau de 1 mai, când aproape toți locuitorii căminului se întorceau acasă și doar ea nu avea pe nimeni să meargă și cu nimeni să se întâlnească. În astfel de zile, Alea mergea mult pe străzi și visacă într-o zi, și ea va putea numi una dintre acele case minunate, care străluceau cu ferestre în casele calde și confortabile a ei. Dar pentru a-și îndeplini visul, trebuia să muncească din greu. Prin urmare, Alea studia cu sârguință și încerca să-și ducă abilitățile la automatism. În timpul stagiului, ea însă și-a cerut să fie trimisă în diferite departamente, de la terapie intensivă pentru nou-născuți la gerontologie, și peste tot mergea în urma asistentelor medicale, cerând să-i arate, să-i spună, să-i învețe și să-i dea să încerce ceva să facă cu propriile mâini. La început, aproape toată lumea încerca să scape de practicanta preactivă, dar deja după câteva zile au înțeles că un astfel de entuziasm le poate facilita semnificativ viața așa că fata avea destulă muncă și se bucura de asta. Într-o zi ploioasă de toamnă, cu puțin timp înainte de terminarea studiilor, fata s-a întâlnit într-o policlinică cu o femeie nu foarte tânără, dar totuși foarte bine îngrijită. Alea a înlocuit registratorul, iar femeia avea nevoie de un talon pentru nefrolog, deoarece pacienta arăta rău și era și îngrijorată. De natură sensibilă, alei a oferit femei ajutorul ei, așteptându-se că va fi vorba despre necesitatea de a ocoli rapid toți medicii necesari, dar totul s-a dovedit a fi diferit. Mama femei era bolnavă grav și era imobilizată la pat de șase luni, deoarece femeia, care se numea Olga, lucra încă și nu avea alți rude. Întreaga povara îngrijirii a căzut pe umerii ei, dar, după cum s-a dovedit în timp, era aproape de nesuportabilă. Bătrâna se plângea adesea, avea nevoie de injecții și medicamente, de a fi întoarsă și îngrijită. Mai multe bone pe care Olga le angajase pentru mama ei pur și simplu au fugit de astfel de condiții și acum fiica responsabilă a rămas singură cu mama ei. Dar ea trebuie să meargă la serviciu. Alea înțeles că ar putea ajuta-o pe Olga în această situație și a oferit-o serviciile ei în weekend și după școală. În plus, în zilele lucrătoare, mulți profesori, în situația alăci, i-au permis să lipsească de la cursuri, așa că a putut acorda timp femeii în vârstă. Alea a stabilit un preț accesibil pentru Olga, așa că aceasta a acceptat cu bucurie. Alea a înțeles imediat că pacienta nu va fi ușoară, dar a încercat să facă din toate ciudate niile bătrânei o glumă și, oh, minune, i-a plăcut această muncă, deși nu imediat. Bunica s-a obișnuit cu Alia și a început să o asculte în tot ceea ce privește procedurile medicale și regimul zilei. Olga a văzut cu ochii ei cât de pozitivă este alea asupra mamei sale și în curând toate prietenele ei știau despre o astfel de bună talentată. Nu au existat probleme cu plata. Olga a plătit întotdeauna cu precizie și în întregime prin urmare, când, după cinci luni, mama Olgei a murit, alea avea deja o coadă literală de oameni care doreau să-i încredințeze îngrijirea bătrânilor lor. Alea a început să combine studiile în ultimul an de colegiu și pregătirea pentru examene cu munca seara și în weekend. Desigur, ar fi putut să nu se streseze atât de mult, dar fata înțelegea că are nevoie de propriul ei apartament, fără de care nu poate fi fericire în viață. De aceea a luat tot felul de slujbe și și-a planificat complet ziua pentru a avea timp să învețe bine și să câștige niște bani. Această practică a ajutat-o mult în viața ei. În primul rând, ea, spre deosebire de mulți dintre colegii ei prea sedentari, a învățat să-și planifice singură timpul, să găsească soluții la situații nestandard, să comunice cu oameni în diferite stări și să efectueze diverse manevre pentru ea nu mai reprezenta o dificultate să recolteze un test sau să prindă cu acul unui seringă o venă subțire și fragilă a unui bătrân. În plus, fata a stăpânit perfect abilitatea de a găsi cheia pentru fiecare pacient, de la acel bătrân dement la un copil cu febră, la o mamă îngrijorată sau pur și simplu la un trecător pe stradă. Acum știa să comunice cu toată lumea. Și cercul de cunoștințe ale alăci s-a extins semnificativ a avut ocazia să comunice cu oameni din diferite medii sociale. Deoarece era extrem de politicoasă și atentă cu toată lumea, nu era greu să primească ajutor ori de câte ori apela la cineva. În general, Ale era o persoană luminoasă și solicitată, un adevărat medic cu inimă. Când a primit diploma și a trebuit să plece din căminul studențesc, Ale a găsit o cameră într-unul dintre blocurile de pe marginea orașului lor. Plata era relativ mică, deci trebuia să suporte multe. De exemplu, în una dintre camere, chiriașii se schimbau constant, în alta locuia un cuplu care se certa mereu, și în a treia, un bebeluș care plângea seara și noaptea. S-ar putea enumera multe alte dificultăți, dar alea știa că toate sunt temporare. Cel mai important lucru era să-și croiască o cale în viață. În timp ce era tânără și își putea face o carieră, gândul de a merge să lucreze în sistemul medical de stat o făcea să se întoarcă. Cunoștea perfect nivelul salariilor din sistemul respectiv și simpatiza în tăcere cu angajații. Pentru ea, Ale a ales un drum mai dificil, dar mult mai profitabil. A devenit o asistentă medicală profesionistă, dacă o face bine, atunci să fie așa. În cele din urmă, aceasta nu este cea mai rea slujbă de pe pământ, Așa a gândit fata și s-a dus fără teamă la o agenție de recrutare de personal casnic. În principiu, ar fi putut câștiga bani și cu ajutorul telefonului bun, dar câteva angajări nereușite au determinat-o să caute stabilitate. La agenție, ale era apreciată, îi ofereau clienți destul de demni și nu se putea plânge de traiul ei. Abia ce a ajuns la birou și a început să se dezbrace în fața unui oglindă uriașă de podea, încadrată într-o ramă din stejar de culoare închisă, menită să sublinieze statutul spațiului. Când s-a apropiat de ea din sala de așteptare a directorului, Lica, secretara, a fluturat din mâini și s-a repezit la ea cu toată viteza. Fata nu a avut timp să se mire de un astfel de recepție caldă, când Lica a zburat la ea, Alea a tărăgănat fata, nu-ți poți imagina ce client avem pentru tine. Este pur și simplu uimitor, este pur și simplu. Aici a făcut o expresie pe chipul ei, de parcă ar fi fost încântată de ceva drăguț și foarte moale. Așa că acum grăbește-te să te pregătești ei bine să-ți machiezi buzele și să te pieptăni, iar apoi, te rog, în sala de așteptare, ne vom cunoaște și vom semna contractul, doar că nu ar trebui să dureze mult, vă rog, Irina Petrovna de când a sosit dimineața, toată este ca pe ace, se uită în jur când vei veni deja. Se învârte în jurul acestui client, așa că te rog, grăbește-te, te rog, te rog. Bine, a răspuns Alia, continuând să-și scoată și să-și aranjeze hainele pe umere. Nu-i plăcea deloc să se grăbească în cabinetul șefei. Cu toate acestea, fata înțelegea că clientul era într-adevăr dificil și, altfel, Lica nu ar fi permis atât de multă mister. După ce s-a îmbrăcat și s-a asigurat că hainele, pantofii și machiajul ei ușor erau impecabile, alea deschis ușa de la intrarea cabinetului Irina Petrovna. Privirea fetei a căzut imediat asupra celui care stătea în scaunul oaspetelui în fața biroului șefei era un bărbat înalt și foarte lat în numeri. Despre astfel de oameni se spune de obicei o sapă numeri. Mușchii puternici se rostogoleau literalmente sub subțire subțirea unui pulover de tricot la modă, perfect ras și cu o tunsoare la modă. El stătea în scaun ușor lene și neglijent, în timp ce gazda biroului părea că este gata să-i ofere toate serviciile disponibile împreună. Vizitatorul avea aproximativ 38-40 de ani, dar se comporta ca un tânăr. Iată-o pe alea noastră. Irina Petrovna a sărit din scaunul ei și s-a repezit spre fată, de parcă ar fi vrut să o oprească din aieși. Este pur și simplu o vrăjitoare. Vă asigur, este pur și simplu o vrăjitoare. Știe tot, știe totul, iar cum găsește limba comună cu beneficiarii. Educație, pregătire medicală specializată, experiență de muncă de peste cinci ani, toate scrisorile de recomandare sunt disponibile, nicio problemă în tot timpul cât a lucrat la agenția noastră. Aceste cuvinte au fost rostite cu o mândrie greu de ascuns. Iată ce fel de angajați avem, alții nu ținem. Bărbatul a examinat-o pe alea cu atenție din cap până în picioare. Fata a avut o senzație neplăcută. Ca și cum ar fi fost aleasă ca o iapă de rasă sau o câine de curse de elită. Nu era tocmai ceea ce își dorea să simtă în legătură cu sine. Stătea în picioare, parcă goală, sub acel privitor deschis și evaluat, și simțea o dorință puternică de a se întoarce și de a închide ușa. Bine, a vorbit în cele din urmă vizitatorul cu un ton plăcut și gros. Permiteți-mi să rămân cu ea singură. Desigur, desigur, Irina Petrovna, întotdeauna atât de principială și corectă, a fost pur și simplu alungată de vânt în direcția recepției. Deci, sunteți o îngrijitoare și în prezent căutați de lucru, corect. Au spus ochii cenuși și reci direct, iar vocea sugera că sunt acceptate doar răspunsuri sincere și deschise. Da, a răspuns alea fără intare. Sunt într-adevăr îngrijitoare și caut de lucru. Excelent, același ton. În mâinile vizitatorului a apărut o miapă cu portofoliul alăci. În această agenție se făcea o astfel de prezentare pentru fiecare angajat, iar proprietara colecta informații destul de scrupulos, până la hobby-uri sau preferințe. Deci, spuneți-mi de ce ați plecat de la locul dumneavoastră de muncă anterior. Alea a fost ușor surprinsă de această întrebare era clar că o bună îngrijitoare nu pleacă atât de ușor de la pacienți, cu excepția cazului în care circumstanțele o depășesc. Dar aici nu era vorba despre asta. El s-a mai bine zis, ea a murit, a spus Alea. Vârsta era deja respectabilă. A murit, a ridicat sprâncenele bărbatul. Atât Alea cât și clientul au fost surprinși de cât de bogată era mimica acestuia. Dar oare munca unei îngrijitoare nu constă în a face ca pacienții să trăiască? Nu sunt Dumnezeu și nu sunt în măsură să fac asta, a spus Alia, abia reținându-și o zâmbire complet nepotrivită în acel moment. Îi pot îngriji, dar nu este în puterea mea să le fac viața veșnică. Bărbatul, evident, și-a dat seama că a spus o prostie și și-a îngruntat fața, ascultându-i scuzele. Au vorbit timp de aproximativ o jumătate de oră. Iar fiecare dintre întrebări avea un fel de capcană. Ce-i place să mănânce la micul dejun? Cât câștigă în prezent și cât ar vrea să câștige în viitor? Are vreun scop în viață? Ale are animale de companie, este dispusă să locuiască la angajator cel puțin șase luni și are un iubit. Ultima întrebare a fost pusă cu același ton obișnuit ca și celelalte, dar fața alăci s-a înroșit cu ce drept își permitea el să se amestece în viața ei personală. Potențialul angajator probabil că a interpretat clar cauza nemulțumirii ei și a explicat, fără să-și desprindă ochii de la mea cu portofoliul. Nu am nevoie de un angajat care, în loc să-și îndeplinească îndatoririle directe, să stea pe telefon sau să trimită mesaje tandre cu inimioare. Am de gând să plătesc bine pentru munca unei îngrijitoare, Așa că am nevoie de o îngrijitoare, nu de o proastă îndrăgostită. Vă angajez pentru a avea grijă de mama mea bolnavă, iar pentru asta aveți nevoie de o minte limpede. Alea a fost nevoită să-i spună bărbatului că nu are iubit. El a dat din cap și a început să o întrebe din nou, de parcă nici măcar nu s-ar fi deranjat să-și amintească răspunsul la această întrebare palpitantă. În cele din urmă, formalitățile au fost încheiate. Clientul a fost mulțumit de cunoștințele alăci despre medicină și de experiența ei în îngrijirea bolnavilor. Nu l-a deranjat niciun fapt din biografia potențiale îngrijitoare și răspunsurile la celelalte întrebări trăsnetoase l-au mulțumit pe deplin. Mai rămânea un lucru mic să stabilească salariul și să obține acordul alăci de a lucra pentru el. Clientul a scos din nesemnificativul său nesemnificativ de pe genunchi un stilou Parker și a scris neglijent câteva numere pe o bucată de hârtie. După aceea i-a întins foaia lui, astfel încât să poată vedea ce era scris și a întrebat Leneș, întinzând cuvintele. Atât vă plătesc, sper că va fi suficient pentru a îndeplini cu bună credință sarcinile care vă sunt atribuite. Și atunci alea a explodat. Manierele seducătoare ale acestui o enervaseră deja pe educata, dar simplă fată, așa că nemulțumirea ei a căzut asupra clientului, ca un duș rece. Stimate domn, discuțiile despre salariu ar trebui să se desfășoare pe cale orală, nu prin note neclare. Și eu sunt o persoană cinstită, nu o fată de port și nu ascund cât costă o oră de lucru pentru mine. Nu cer nici mai mult, nici mai puțin, doar ceea ce mi se cuvine conform contractului. Dacă nu mai aveți întrebări stupide despre unde am studiat și cum se numea bunica primului meu pudel, vă rog să-mi permiteți să plec. La revedere! Cu aceste cuvinte, Alea s-a ridicat și a părăsit biroul cu demnitate, fără să se întoarcă nici măcar o dată. În adâncul sufletului, era mulțumită că interviul s-a încheiat. Fata înțelegea că un astfel de gest ar putea să-i coste scump. Irina Petrovna îl lingușea pe acest client atât de clar, că totul era clar, fără niciun cuvânt, dar cu atât mai rău pentru ea. Alea nu intenționa să satisfacă dorințele nesăbuite ale acestui frumos și să ingăduie îngăduie egoismul. Ea se iubea doar pe ea însă și și nu aici și nu așa. La două minute mai târziu, spre surprinderea alăci, din recepție a apărut Irina Petrovna, strălucind ca un ban de cupru lustruit, însoțită de lica mereu prezentă și de clientul lor rece și calm, al cărui nume nu l-a aflat niciodată și care nu a vrut să se prezinte. Bărbatul a aruncat o privire peste ea cu ochii săi reci și aprobători și s-a despărțit politicos. Până mâine. Fiți gata la ora stabilită. Alea și-a încrețit fruntea, încercând să rezolve această enigmă. Până mâine, ce deci l acceptă totuși la muncă. Dar Irina Petrovna, de dincolo de spatele clientului, îi făcea grimase înfricoșătoare, arătându-i că îi va spune totul mai târziu și că vizitatorul trebuie pur și simplu să fie lăsat să plece. Prin urmare, Alea nu a putut să-și pună toate întrebările care o interesau. Ea a zâmbit încordat bărbatului și s-a retras în lateral, eliberând trecerea spre stradă. Irina Petrovna, ștergându-și de pe față resturile bucuriei sale de fațadă, s-a repezit la Alea. Abia după ce clientul a închis ușa, dar totuși destul de binevoitor, pentru că femeia nu era deloc rea, doar că aceste, așa cum a spus ea, capricii ar fi putut costa alăci slujba, iar agenției reputația. Fata a fost nevoită să admită că nu se gândise la asta în momentul protestului ei. În curând, șefa s-a înmuiat și a anunțat că Alea a fost angajată și chiar a doua zi. I-a dat clientului adresa alăci și la ora nouă va veni să o ia mașina lui. Alea va lucra într-un conac care se află la 40 de kilometri de oraș, iar salariul ei, în ciuda protestelor ei, l-a lăsat același pe care îl oferea, adică aproape de două ori și jumătate mai mare decât prețul mediu. Alea abia a reținut să nu pufnească. Bine, la bogație și-au capriciile lor. Dacă vrea să-și arunce banii pe dreapta și pe stânga, să o facă, iar ea, Alea, va începe să economisească din greu pentru apartamentul ei, fie mic, fie cu o cameră, fie studio, chiar și în cel mai îndepărtat colț al orașului. Dar cu o astfel de slujbă, lucrurile vor merge repede. După ce s-a despărțit de Lica și Irina Petrovna, Alia a plecat să-și strângă lucrurile. De fapt, nu avea aproape nimic de strâns. De ce un garderob atât de modest? O singură fotografie într-o ramă din vremurile studenției cu colegii ei și o ceașcă de porțelan din care a băut întotdeauna cafeaua de dimineață. Alea trăia foarte modest și încerca să nu se atașeze prea mult de lucruri. Fata a decis să-și lase camera în urmă, cine știe cum se vor dezvolta relațiile cu noua sa stăpână și cu fiul ei. Nu se pare că totul va fi fără probleme. Desigur, Alea și-a amintit și de reputația agenției, pe care trebuia să o păstreze pe cât posibil. A doua zi dimineața a fost agitată și neliniștită. Toți locuitorii apartamentului au venit să o conducă pe Alea la noul loc de muncă, în ciuda faptului că inițial nu au putut găsi un limbaj comun cu privire la curățarea spațiilor comune sau la oalele libere de pe Aragaz. Astăzi, toți i-au oferit fetei cuvinte bune și i-au dorit succes. Alea a fost pe cale să se plângă, ascultându-i. Mașina care a ajuns la intrarea ei la ora nouă era pe măsura proprietarului său, un SUV negru de ultimă generație. La volan de altfel, nu stătea persoana pe care o văzuse ieri la agenție, ci un șofer. Alea a urcat în interiorul salonului din piele și 4x4 cu un motor puternic a început să se strecoare încet printre mașinile obișnuite parcate pe marginea drumului, aparținând locuitorilor din cartierul rezidențial, mașini mici și produse ale industriei autohtonă. Mașina în care călătorea le amintea de un lebădă frumoasă printre mulțimea de rațe urâte. Ieșind pe autostradă, 4x4 a dezvoltat o viteză considerabilă. Alea privit cum copacii și casele rare se scurgeau pe ferestre și se gândea la cât de diferit trăiesc oamenii în acest lume. Proprietatea clientului excentric a apărut în 20 de minute de mers. Alea a apreciat această casă modernă și elegantă. Se părea că a fost creat special pentru a filma filme despre viața în stilul de lux. Șoferul, lăsând-o pe fată pe pridăvor, a trimis mașina în garaj, iar alea a fost întâmpinată de o femeie în uniformă, o servitoare, care a condus-o înăuntru în biroul proprietarului. Leonid Victorovic va veni acum, a spus ea, lăsând-o pe alea singură. Deci, acest idiot arogant se numește Leonid Victorovic. Trebuie să-și amintească, va trebui să se adreseze adesea cu numele și patronimul oare va fi atât de înțelept încât să-i spună cum o cheamă pe îngrijitoarea ei sau va trebui să obțină și această informație de la străini? Leonid a intrat în birou atât de tăcut și rapid, încât alea nici măcar nu a avut timp să-l observe. Și iată-le în fața ei, studiind cu atenție fața noii sale servitoare. Un început grozav, nimic de spus. Aș dori să vă reamintesc că contractul este semnat și condițiile sale determină în mod clar existența dumneavoastră viitoare, a vorbit în cele din urmă stăpânul casei. Nu voi tolera ceea ce s-a întâmplat ieri, când mai certat ca pe un copil. Eu pun întrebările la care vreau să primesc răspunsuri și invers, vreau să primesc răspunsuri doar la întrebările pe care le pun. Este clar. Alea l-a privit direct în ochi pe șeful ei și a zis: "Da, este clar." Excelent, atunci să trecem la subiect. Leonid s-a așezat comod în scaunul din piele cu tetiera înaltă, care se afla lângă un frumos birou din stejar cu picioare sculptate. Vă rog, așezați-vă, avem mult de lucru. Ale a îndeplinit cererea, sau mai degrabă ordinul lui Leonid, și a început să privească ceea ce scoatea el din sertarele imense ale biroului său. Era o meapă neagră groasă, umplută cu tot felul de documente, Proprietarul casei a început să le sorteze, punând unele pe masa lustruită. Iată, iată, iată! A întins trei foi către ea. Luați-le și citiți-le! Ce părere aveți? În mâinile alii s-au găsit rapoarte medicale și recomandări ale unor clinici străine, traduse în limba rusă. Discutau despre starea unei paciente după o operatie de bipas coronarian pot să vă spun că bipasul coronarian este o operație bine studiată. Este sigură și eficientă. Dacă totul este făcut corect, prognosticul pentru pacient este de obicei favorabil. Iată, vedeți, aici sunt date de la ultrasunete, care arată că bipasul este în regulă și că lumenul vasului este restabilit. Leonida a probat din cap, văzând cât de abil se descurca alea cu foile, căutând informațiile de care avea nevoie pentru a-i răspunde la întrebare. Bine, bine, că ați înțeles despre ce este vorba. Mama mea se numește Liudmila Prokofievna. Ea va sosi mâine dimineața cu zborul de la Moscova. Ne vom duce împreună să o întâmpinăm la aeroport. I s-a prescris să ia multe medicamente îmi pare rău, dar nu sunt pregătit să vă spun când și ce medicamente, dar veți primi cu siguranță un program de medicație din clinica în care este tratat acum. Trebuie să urmați cu strictețe acest program. În plus, mama mea trebuie să se antreneze regulat cu un terapeut ocupațional, un fizioterapeut și cu alți specialiști. Ea trebuie să învețe să trăiască cu acest bipas și cu cât îi voi face mai ușoară această sarcină, cu atât va fi mai bine pentru noi, amândoi, pentru toți noi. De aceea, iată un program de zi pe care îl veți cere să-l respecte. Aici este totul, inclusiv plimbările în aer liber sau timpul pentru a citi cărți. Sper că puteți organiza un program normal de zi pentru pacientă, nu-i așa? Leonida privit-o pe Alea într-un mod atât de insistent încât i-a dat din cap din reflex. Perfect! Atunci cred că vom lucra bine împreună. Așadar, astăzi vă veți ocupa de aranjarea lucrurilor voastre și de curățarea completă a camerei viitoare a mamei mele. Pentru a vă ajuta în această sarcină, vă voi aloca o persoană. Asigurați-vă că curățenia este cu adevărat temeinică. Acest lucru este foarte important pentru cardiaci. Orezul pentru personal va fi servit la ora 14 puteți mânca în bucătărie, care este a doua ușă din stânga după intrare. Sunt sigur că menajera vă va arăta și vă va reaminti. În casa mea, eu sunt rege și zeu. Nu este permis să mă criticați sau să mă certați, nici în față, nici în spatele meu. Aceasta este una dintre principalele condiții ale muncii noastre în această casă. Mâine la ora 7 și 30 de minute voi aștepta la intrarea principală plecăm la aeroport să întâmpinăm mama. Acum puteți fi liberi. Ocupați-vă de sarcinile pe care vi le-am dat. Leonid s-a așezat pe spatele scaunului, dăruindu-i aliei de înțeles că audiența s-a încheiat. Fata nu a avut altceva de făcut decât să se despartă în liniște și să iasă din birou cu geanta. În orice caz, munca ei la noul loc de muncă cu salariu fantastic începuse era în interesul ei să încerce să se acomodeze. Din punct de vedere profesional, nu era nimic complicat în îngrijirea mamei lui Leonid Victorovici. Ea nu era o pacientă care suferise un accident vascular cerebral, nu suferea de demență sau, și mai rău, de boala Alzheimer, nu avea o pasiune pentru cerșetorie sau alcoolism. Era, aparent, o femeie simplă și liniștită cu inima operată. Alea spera sincer că va găsi cu ușurință un limbaj comun cu Liudmila Prokofievna. Și dacă avea noroc, ele ar putea deveni chiar prietene. Alea a rezolvat rapid aranjarea lucrurilor și a verificat de asemenea curățenia în camerele pe care le va ocupa mâine pacienta ei. Personalul era bine instruit și știa perfect cum să-și facă treaba. Alea a înțeles că nu are nevoie să se implice, și a privit pur și simplu cum menajerele mătură, curăță, spală, lustruiesc și fac patul. Își imagina cum ar fi fost dacă ea, Alea, ar fi fost, de asemenea, născută într-o astfel de familie. Ar fi primit un asemenea tratament luxos și apartamente atât de frumoase. Alea fusese învățată să nu invidieze, cel puțin pentru că este complet inutil. Dar în acest moment, totuși, simțea un ușor fior de invidie. Ea, de asemenea, ar fi vrut să aibă un casă și o familie care să o aștepte și să o iubiască, care să o amintească și să aibă grijă de ea. Leonid, probabil, nici măcar nu își dădea seama cât de norocos este să aibă o mamă atât de iubitoare. Uf, viața! Alea a șters o lacrimă neașteptată de pe față și a ieșit din cameră. Mâine o așteaptă o zi grea, trebuie să se pregătească din punct de vedere moral. Călătoria spre aeroport a durat puțin peste o oră, iar Ali i s-a dat loc pe scaunul pasagerului din față, în timp ce stăpânul casei s-a așezat în spate și a petrecut aproape tot timpul călătoriei citind de pe ecranul laptopului. Alea ghicit că Leonid lucra chiar și așa în drum. Fata nu fusese niciodată într-un aeroport înainte ea le văzuse doar în poze și chiar și atunci puțin, pentru că nu erau multe cărți moderne în orfelinat, iar cărțile cu imagini erau și mai puține. Gigantul clădirii din sticlă și beton a uimit imaginația Aliei, dar nu i-a scăpat cum Leonid Victorovici o privia cu o expresie de dispreț și detașare. Bine să te distrezi, a gândit Alia. Aș vrea să te văd dacă ar fi fost mama mea pe care o întâmpinau astăzi, iar tu ai fi fost doar un simplu șofer atunci mi-ar fi fost rușine de tine. Încercând să nu se ia de în râste ironia din ochii lui Leonid, Alea și-a găsit un loc confortabil în sala de așteptare și a început să privească câmpul de zbor care se vedea pe ferestre. Desigur, ea vedea doar fragmente din viața aeroportului. Terminalele de îmbarcare, ghișeele de înregistrare, mulțimile de pasageri în ambele sensuri. Alea visa să poată face și ea la un moment dat același lucru, să-și cumpere un bilet și să aibă posibilitatea să zboare cu avionul oriunde. Anuntatorul a anunțat sosirea zborului din Berlin și Leonida a sărit în picioare. Alea a înțeles că tocmai cu acest zbor trebuia să sosească îngrijitoarea ei. Alea pregătise o lungă replică de bun venit despre cât de fericită este că va ajuta o pe Liudmila Procofievna să se recupereze după operatie și că se poate baza pe ea. Dar toate aceste cuvinte alea le-a uitat instantaneu când a văzut în ce hală a apărut bătrâna din ușa terminalului. În primul rând, să numești bătrână pe Liudmila Prokofievna putea doar un idiot complet. Era o femeie, cu siguranță nu tânără, dar încă foarte vioaie și activă. Deși în acest moment, ea ședea într-un scaun rulant, care era împins de un angajat al aeroportului în uniformă. În același timp, ea reușea să-i dea instrucțiuni și dorințe, iar el, cât putea, le îndeplinea pe loc. În al doilea rând, când procesiunea s-a apropiat, alea a putut să vadă în ce era îmbrăcată femeia. S-a dovedit că aceste lucruri erau cele mai noi tendințe ale designerilor de modă străini. Erau potrivite nu numai pentru podium, ci și pentru viața reală. Țesăturile fluidei se potriveau perfect Ludmile Procopievna iar croiala elegantă ascundea toate imperfecțiunile figurii ei la vârsta respectivă. Mâinile femei în vârstă, care strângeau o valiză din piele de vițel scumpă și elegantă, erau pline de inele, iar manichiura ei putea concura cu frumusețea unei regine. Aromele parfumului Ludmilei Procopievna erau resimțite de toți cei care se aflau în raza de câțiva metri de ea și, trebuie să spunem, le dădea o plăcere sinceră. Alea nu știa cum să se comporte cu noua venită, pe de o parte, femei nu-i păsa de ea deloc, pe de altă parte, o bonă ar trebui să se familiarizeze măcar cu persoana pe care o îngrijește, nu-i așa. A fost salvată, deci cu reticență, de Leonid. După ce îmbrățișările și cuvintele sincere de afecțiune dintre el și mama lui s-au încheiat, el a arătat cu mâna spre Alia, care stătea înghețată lângă el, și a prezentat-o. Mamă, cunoaște-o pe Alia, noua ta bonă pot să fi sigură că ea este cea mai profesionistă dintre toate cele care sunt disponibile în prezent, așa că pot să fi complet liniștită. Sănătatea ta va fi în siguranță totală în casa mea. Ludmila Procopievna a privit-o pe fată cu un aer de evaluare, care părea să o străpungă din cap până în picioare. Fata s-a zgâriat de gât, realizând cât de asemănător era cu privirea cu care mama și fiul ei, pe care îl mai ține aminte, o priveau în biroul Irinei Petrovna. Da, munca va fi cu siguranță distractivă. Subiectul îngrijirii nu a lăsat-o pe Alea să deschidă gura. Ea a ridicat degetul arătător, într-un gest de avertizare, și s-a repezit la fiul ei, care a avut neșansa să-i propună să folosească serviciile unei bone. Și eu credeam modest că te-am crescut, dacă nu ca un gentleman englezesc, atunci măcar ca un om simplu politicos dar nu lenicule, de îndată ce mama s-a îmbolnăvit puțin, ai decis că a venit bătrânețea și că nisipul curge din mine. Băiete frumos, îți spun cu siguranță, nu vei aștepta mult. Sunt perfect capabilă să fac singură tot ce am nevoie, așa că această fată poate pleca de aici în direcția unui azil de bătrâni sau oriunde crede că este necesar, iar eu sunt perfect capabilă să mă descurc fără ea, iar dacă tu, fiul meu cel minunat, nu înțelegi asta, atunci și tu poți pleca împreună. Plecați împreună! Leonid nu a fost deranjat de această replică a mamei sale se pare că tânărul era obișnuit cu acest stil de comunicare încă din copilărie, așa că doar a zâmbit ironic din colțul buzelor și a repetat, totuși, mamă, așa cum ai spus. Fata este la dispoziția ta. Folosește-o cum crezi de cuvință. S-a întors spre alea și, ca să nu-i vadă mama, i-a făcut ochii mari. Probabil că asta însemna că ea era obligată să facă ceva imediat pentru a o convinge pe bolnavă să colaboreze cu ea. Și ea a încercat să nu dea greș. Ea deja convinsese de mai multe ori pe bătrâni că le va fi mai bine să locuiască cu ea și sub supravegherea ei. Cu toate acestea, în cazul Ludmilei Procopievna, lucrurile erau puțin diferite. Ea era o femeie care trecuse printr-o operatie serioasă, dar în ciuda acestui fapt, era suficient de vioaie și capabilă să se descurce singură. Acest lucru necesita un alt mod de abordare a problemei vă rog să mă lăsați să vă ajut, a spus Alia, abordând cu delicatețe scaunul cu rotile și ridicând unul dintre colțurile fustei, care amenința să se încurce în roată. A făcut-o cu o zâmbet care nu era nici servil, nici lingușitor, ci pur și simplu drăguț și potrivit momentului. Da, ar fi păcat să-mi murdăresc această rochie drăguță sau să o încurc în roțile acestui vehicul dezastruos, a răspuns Ludmila Procopievna, în stilul ei tăios. Dar asta nu înseamnă că sunt pregătită să suport o bonă lângă mine, în timp ce sunt sănătoasă și plină de energie ca niciodată. Alea nu avea de gând să se predea. Ea deja se obișnuise cu ideea că, după ce va finaliza această sarcină dificilă, va putea să se apuce imediat să caute o casă ieftină la marginea orașului. Prin urmare, o înfrângere ar însemna să-și amâne visul cu cel puțin un an. Nu, dacă trebuie, a spus ea, hotărâtă să convingă pe oricine, doar să-și păstreze locul. Dar să înțeleg bine. Și ce zici de faptul că vom merge împreună la cumpărături, în loc să ne plictim acasă? Trebuie să recunosc că știți să alegeți haine și cu siguranță sunteți o expertă în cumpărături. Nu vă voi deranja, vă garantez. Și Leonid Victorovici va fi și el mai liniștit pentru voi. Ludmila Procopievna a uitat să răspundă. Alea nu știa și nici nu putea ști că starea de sănătate a acestei femei, care părea atât de vioaie și activă, nu era la cel mai înalt nivel. În orice caz, nu la fel cum și-ar fi dorit. Dar nu considera de cuvință să recunoască asta în fața nimănui, iar dacă această nouă bonă a propus o soluție atât de frumoasă și elegantă, de ce să nu accepte această mână de ajutor? Acceptarea în acest caz ar însemna că este de acord cu cumpărăturile împreună, nu cu oxigenul prin tubulaș. De aceea, femeia a dat din cap încet, cu demnitatea reginei Marii Britanii. În timp ce acest dialog ciudat avea loc, șoferul a luat bagajele și Leonid cu mama s-au putut în sfârșit să părăsească aeroportul. Leonid însuși a luat mânerele scaunului mamei și a împins-o spre mașină în timp ce alea mergea în tăcere alături, ea își făcea planuri în minte cu privire la ce ar face cu pacienta dacă aceasta ar refuza să ia medicamente sau să meargă la specialiști. I-a venit doar ideea de a vorbi cu ea sufletește în absența fiului său, iar poate că se sfiește de slăbiciunea ei doar în fața lui Leonid, iar cu ea va fi mai relaxată. Mașina mergea lin, fără să sară deloc pe numeroasele gropi și de nivelări ale drumurilor rurale. Ludmila Procopievna răsfoia lene și un fel de bloc în telefonul ei, iar Leonid nu se sprindea din nou ochii de la ecranul laptopului. Se pare că acesta era stilul său de viață. Ali era familiar acest tip de bărbați, care au realizat multe cu mintea și cu forțele lor, dar se tem panicat să piardă totul și, prin urmare, nu pot încetini ritmul chiar și atunci când este necesar. Era trist să constat acest fapt, dar tocmai astfel de oameni, ca Leonid Victorovici, în cele din urmă, vor ajunge aproape sigur pe masa chirurgului sau, mai rău, a reanimatologului, din cauza condițiilor de viață insuportabile pe care le-au creat singuri. Niciun organism nu va rezista atât de mult timp fără odihnă, trudă, griji și suferințe. Aproape de casă, când mașina s-a oprit și șoferul a scos scaunul din portbagaj, Ludmila Procopievna a făcut gestul ei caracteristic cu degetul arătător și a refuzat categoric să ocupe locul în cărucior. Alea a decis că acesta este șansa ei și s-a apropiat de ușa deschisă, oferindu-i femei mâna ei, ca să poată să se sprijine pe ea și să iasă singură. Dar, Ludmila Procopievna, eu sunt sigură că nimeni în această casă nu vă poate susține mai bine decât mine, iar nouă, celor care suntem obișnuiți să ne dăm cu părerea, pur și simplu ne este necesară capacitatea de a ne ține cu demnitate, așa că, dacă nu doriți să mergeți în cărucior, să încercăm să ajungem împreună. În cele din urmă, trebuie să ne antrenăm, nu-i așa? Femeia în vârstă era sincer recunoscătoare de dacăi, care a reușit să-și dea seama singură de un astfel de pasaj elegant. Ea s-a gândit pentru prima dată că, se pare, fiul ei a găsit pe cineva cu care să poată colabora cu adevărat. Și dacă ea însă și oferă ajutor, de ce să nu profite de el? Făcând o impresie bună, de parcă ar fi uitat puțin, dar a acceptat, a răspuns Ludmila Procopievna. Dați-mi mâna, ce o să facem cu dumneavoastră? să mergem mai repede în casă, ce să ne mai stăm în umezeală. Ale a ajutat să se ridice din scaunul mașinii, s-a asigurat că se ține ferm pe ambele picioare și a început să se îndrept spre casă. Din colțul ochiului, i-a văzut cum Leonid o privea aprobator. I-a înțeles că tânărul bărbat nu mai credea că mama lui se va împăca cu nicio dacă, oricât de bun ar fi fost. Și oricâte scrisori de recomandare ar fi avut, dar aici se pare că s-au înțeles. Nu e frumos. După ce a condus-o pe mama în camera ei și a ordonat servitoarei să pregătească masa mai devreme, deoarece Ludmila Procopievna era obosită de drum și va dori să se odihnească puțin, Leonid a sărit repede în mașină și a plecat la birou. O să se ducă la serviciu și o să dispară până seara, a reacționat mama, care a văzut toate astea de la fereastră. E neliniștit, E tot la fel ca tatăl lui, care era și el așa de energic și plin de viață, până când a avut un infarct la 50 de ani și a murit. Și acum, dacă lenie nu se va potoli, o să-l ajungă la fel. Asta vă spun eu, ca mama lui. Bătrâna femeie a coborât perdelele și s-a îndepărtat de fereastră. Alea a observat că pacienta se mișca foarte greu, iar triunghiul nazolabial a început să se palieze treptat. Se pare că se dădea în spectacol doar în prezența fiului, iar după plecarea lui se arăta așa cum era cu adevărat. Fata a prins ușor cu cotul sub brațul bătrânei sale paciente și a dus-o în fotoliu. Femeia, spre surprinderea ei, nici măcar nu s-a gândit să reziste. Din potrivă, a acceptat cu recunoștință ajutorul al ei. Ei bine, parcă o să ne descurcăm bine, a decis Alea și a turnat apă în pahar pentru a înghiți pastilele din blisterul argintiu. Ziua a trecut destul de agitat, dar în general vesel. De câteva ori, Ludmila Procopievna a început să o întrebe pe alea de unde este, de ce a decis să lucreze ca de dacă. Alea a evitat să spună că a crescut într-un orfelinat, dar nu a intrat prea mult în detalii. Consideră că nu are rost să-și spună povestea tristă oricărui trecător. Ludmila Procopievna o asculta atent, fără să o întrerupă, dar parcă era în acel moment departe, departe. De aici, ea era clar că se gândea la ceva. O necunoscută pentru alea. Leonid s-a întors de la serviciu abia la cină, când fata și însoțea pacienta în sala de mese luxoasă, situată la etajul 1, și se pregătea să plece, bărbatul a oprit-o personal. Alea am vorbit cu mama, ea este foarte mulțumită de prima ta zi de muncă. Te rog să iei cina cu noi, deoarece mama a spus că așa cred ea că ar fi mai corect. Nu sunt sigur, dar fiecare dorință a ei este lege în pereții acestei case, așa că le voi spune menajerei să-ți pregătească un loc la masă. Vei începe să iei micul dejun cu noi de mâine, nu întârzia. Ale a fost incredibil de flatată de o astfel de atitudine din partea pacientei sale, dar a încercat să nu-și arate toată bucuria. Nu i-ar fi plăcut ca acești snob să creadă că o hrănesc ca pe o cățea de stradă. De aceea, fata a mulțumit doar lui Leonid Victorovici și a spus că mâine, la ora stabilită, va cobor în sufragerie împreună cu mama lui. La asta, conversația lor scurtă s-a încheiat și toți s-au așezat la masă. Sala de mese din casa lui Leonid Victorovici era o încăpere impunătoare și pompoasă. Tinerei a venit în minte că, dacă nu ar fi fost secolul 21, ci 19, atunci acolo s-ar fi adunat cu mare plăcere toată aristocrația județului pentru a râde, a bârfi, a se destrăbăla și a juca la mese de joc. Mobilier masiv din lemn masiv, podea de marmură, stuc pe tavan și pereți, gobelinuri lucrate manual. Toate acestea erau clar create pentru a impresiona. O atenție și mai mare meritau vasele cu siguranță un serviciu scump, adus de peste mări și țări și mâncăruri rafinate, pe care chelnerii instruiți le-au schimbat unul după altul. Ludmila Procopievna râdea și glumea, încercând, evident, să-și distreze fiul și să-l facă să se gândească la altceva. În afară de muncă, ea îi punea întrebări nesfârșite, își amintea întâmplări amuzante din trecutul lor comun, îl întreba despre rudele îndepărtate și, în general, se comporta destul de vioi. Doar acum Ale era greu de înșelat. Ea vedea că femeii era uneori greu să respire, ba chiar se manifesta slăbiciune. În schimb, apetitul era excelent, a mâncat tot ce i s-a oferit și chiar a cerut încă o porție de desert. Un parfe delicios, a remarcat Ludmila Procopievna, arătând cu capul spre farfuria cu resturile de mâncare. Ce părere aveți, dragă? Acest lucru a fost în mod clar adresat alăci. Cred că Leonid Victorovici și dumneavoastră ați avut o mare șansă să găsiți un bucătar atât de talentat și de succes. Desertul a fost pur și simplu superb. De aceea ți-am spus Oleg că un bucătar bun este cheia unui bun moral, a spus Alea cu o ușoară zâmbire. Ludmila Procopievna a zâmbit tot timpul, dar alii s-a părut că declarațiile ei aveau un dublu sens, ceva care era clar fiului ei, dar nu și îngrijitoarei, iar de asta i s-a făcut mai puțin confortabil la acel mare masă. Cina s-a terminat, dar nimeni nu s-a grăbit să se culce. Leonida a decis să petreacă timp cu mama sa, iar alea a fost trimisă afară sub acest pretext convenabil. Fata stătea în camera ei, pe care i-o dăduseră cu o zi înainte și se gândea că nu se simțise niciodată atât de nefericită în nicio altă familie, în ciuda salariului substanțial. Ei era totul străin și se simțea ca un corp străin. În organismul bine coordonat al acestei familii, cu ea nu numai că nu se ținea cont, cum se întâmplă adesea atunci când o persoană pur și simplu își face treaba și primește bani pentru asta, dar o și demonstra un mod deliberat. Adică ei spuneau, ia-ți ce vrei, dar îți vom plăti toate inconvenientele. Însă și Ludmila Procopievna era o persoană dificilă, dar în același timp foarte amabilă, deși snobismul îi strălucea în fiecare mișcare. Iar fiul ei, Leonid Victorovici, era un egoist și un snob de calibru, ceea ce surprindea foarte mult pe alia, care văzuse multe în viața ei. O impresiona foarte mult dragostea sa bâlândă și tandră pentru mamă. De obicei, un egoist nu este capabil de astfel de emoții umane dar el era gata să scoată o stea din cer pentru această femeie neîntinerită și foarte excentrică, care, de altfel, îl aproba din toată inima pentru aceste intenții. Cu toate acestea, nu putea fi păcălită, chiar dacă îngrijitoarea ei se certa cu fiul ei despre orice și chiar și fără el, tot îi privea în gură. Alea se gândea desea în timpul liber la ce ar face și cum s-ar comporta dacă ar avea o familie, mamă, tată și, eventual, chiar și frați și surori, câți ani ar avea, ce relații ar avea între ei și cum s-ar comunica între ei. În visele fetei, din anumite motive, apărea o mare casă de vacanță bine amenajată, unde s-ar aduna toți copiii și nepoții în weekend, precum și grătare, saună. Plimbări comune pe râu și țipete vesele ale copiilor. Toate acestea i s-au întâmplat să le vadă doar o dată, când o colegă de grup de la colegiul medical a invitat-o să sărbătorească ziua ei de naștere împreună cu familia ei. Și așa cum visa acum fata, dar de ce unii au noroc, iar ea nu are nici măcar acest leonid urât. La urma urmei, el a avut noroc să se nască dintr-o mamă atât de grijulie, bună și înțelegătoare, ce a făcut el pentru asta și cum, dar totuși are o familie. De ce mama a abandonat-o și nu s-a mai interesat niciodată de soarta fiicei sale? Fata era sfâșiată de dualitate. Pe de o parte, ea, ca mulți absolvenții ai orfelinatelor, își dorea din tot sufletul să se întâlnească cu mama ei adevărată, care a adus-o în această lume, iar pe de altă parte, nu-i dorea deloc să se uite în ochii monstrului care a putut să renunțe voluntar la copilul său și să-l dea la orfelinat, acest focar de rău și de resentimente pe această lume. Însușalea de obicei în gândurile ei încerca să-și justifice mama. Probabil ea pur și simplu nu știa că în orfelinat este atât de rău, fric și foame, că copiii acolo nu mănâncă niciodată pe pesăturate și că fiecare educator și profesor își permite să-i jignească și să-i tortureze. Sau poate că i-a pierdut pur și simplu fiica ei și o caută încă, plângând și suferind, sau poate că a murit, a pierit și doar din această cauză zâna răzbunătoare a destinului a băgat-o pe alea în acest orfelin Fata nu a observat cum îi curgeau lacrimile pe obraș. Ca totdeauna se întâmpla când se gândea prea mult la mama ei și la soarta ei. Nu destul. Trebuie să înceteze să trăiască în trecut și în tot felul de presupuneri. Trebuie să înceapă să trăiască în viitor și să viseze doar la bine. Un melodios clopoțel a anunțat că Alea este așteptată în camera subordonatei sale, iar fata s-a repezit acolo. Practic, abia evitând să se ciocnească în ușă cu Leonid, care tocmai ieșea de la mamă. Mai atent, zburați aici! a mai stăpânul casei, adunând o mână de hârtii și literalmente împinând-o în lateral din drumul său. Cum ziceți, voi zbura mai atent. Nu a putut rezista unei ușoare ironii fata, realizând că, probabil, ea însă și este într-adevăr de vină, trebuia să se uite unde se grăbește, deși în întunericul coridorului nu era de mirare să se lovească cu ochii închiși. Leonid nu a insistat asupra faptului că noua îngrijitoare era acum prea puțin respectuoasă față de el și a mers repede pe coridor în direcția camerei sale. Alea rămas doar să ștea din umeri și să meargă la Ludmila Procopievna. Pentru seara pacientului erau planificate multe lucruri importante: măsurarea tensiunii arteriale, un masaj relaxant al picioarelor într-o baie specială, administrarea obligatorie a medicamentelor și următoarea capitol din romanul francez pe care femeia în vârstă îl citea în original. Toate acestea, luate în ansamblu, nu numai că o ajutau pe Ludmila Procopievna să se mențină în formă atât fizic cât și moral, ci și servesc drept un excelent umplere a timpului după ce alea a verificat luarea pastilelor, a aprins un abajurul de lângă patul subordonatei ei și a invitat-o să se mute din fotoliu sub el. Cu greu, sprijinindu-se de mâna întinsă de îngrijitoare, Ludmila Procopievna a trecut la locul oferit ei, dar nu a început să citească, ci a decis să vorbească cu alea. Spune-mi, te rog, nu ai observat la fiul meu vreo ciudatenie. Alea abia nu s-a necat cu saliva. Ciudateni. De mult timp, Leonid Victorovici avea mai multe ciudatenii decât toți cunoscuții săi la un loc. Era literalmente plin de ciudatenii, ca o covrigă cu stafide, cu mici stafide maroni. Doar cum să-i spui unei mame grijului ce credea despre singurul ei copil, mai ales că copilul era clar de succes, el ar putea cu adevărat să obțină multe pe plan profesional. Acest lucru se vede imediat. Alea ezitând să răspundă și a făcut pe ea de ocupată cu paharul de măsurare al picăturilor pentru somn liniștit, pe care tocmai îl ținea în mâini pentru a-l oferi pacientei. Dar ochiul vigilent al Ludmilei Procopievna nu putea scăpa nimic. Spune. Nu te teme, eu însă mi te întreb, așa că am dreptul să știu cel mai complet și corect răspuns. Sunt gata să te ascult cu atenție până când încă nu mai adormit cu această mizerie de somn și nu mi-am dorit să dorm, înțelegeți. Alea încerca să se adune, dar fata chiar nu știa cum să răspundă la o întrebare atât de dificilă din punct de vedere moral și etic. De fapt, sunt foarte puțin familiarizată cu Leonid Victorovici, pur și simplu catastrofal de puțin, pentru a-i da o evaluare, așa că nu pot răspunde în detaliu la întrebarea dumneavoastră cu toată dorința mea, dar am remarcat pentru mine că este absolut intolerant la critică, este de succes în orice ceea ce privește afacerile și, în plus, este extrem de atașat de dumneavoastră. Asta e tot ce poți împărtăși. Ochii subordonatei s-au aprins spre alea. Eu trăiesc de mult, copilă, și o mare parte din viața am fost în serviciu. Sunt conștientă că servitorii întotdeauna le spală oasele stăpânilor așa că vreau să știu dacă are pe cineva în vedere, ce scandaluri sunt legate de numele fiului meu, ce spun oamenii despre el și, în general, a făcut un gest larg cu mâna, tot ce nu mi-l va spune niciodată. Este un curios, desigur, dar totuși, totuși, sunt mamă. Am tot dreptul să știu. Alea a dat din cap, gândindu-se deja cum să schimbe cu atenție subiectul. Dar din păcate, Ludmila Procopievna dorea să vorbească doar despre fiul ei în seara asta. Dar dacă nu știi nimic din ceea ce te-am întrebat, atunci îmi rămâne doar să recunosc că ești fie complet necurioasă, fie catastrofal de neobservatoare, mai degrabă ambele. Dar asta este de fapt un defect mic, mult mai rău este atunci când servitorii și angajații tremură limbile la fiecare colț despre ceea ce văd și aud în casa stăpânului. Pariez și sunt gata să pariez dreptul meu de a dona sânge săptămânal pentru analiză că pe bucătărie mă discută chiar acum, fără să se abțină prea mult de la expresii. Dar chiar trebuie să știu cu ce respiră și cum trăiește. Și nu vei crede, dar eu, în ciuda vârstei sale, îi lipsesc atât de mult pe Leonid și vreau să fiu mai aproape de el. De ce să nu cred? Alea s-a așezat pe marginea scaunului care stătea lângă patul femeii în vârstă și a început să răsucească inconștient cu mâinile pernuțele cuverturii. Cred că afecțiunea și atenția maternă sunt cele mai mari comori de pe pământ și de aceea te înțeleg perfect, vrei doar ce e mai bun pentru fiul tău adult, singurul copil. Și de aceea vă faceți griji, este atât de natural dacă ar fi fost singurul copil, a răspuns Ludmila Procopievna cu un ton sumbru, privind undeva în tavan, desigur, mă îngrijorez pentru el tocmai pentru că Leonid nu a fost singurul și știu cum este să-ți pierzi copilul, așa că până la ultimul suspin mă voi îngrijora de el și îl voi proteja. Crezi de ce mă prefac ziua că sunt plină de energie și plină de putere, când îmi este uneori imposibil, dar totul este pentru el, totul este pentru el, ca să nu se îngrijoreze, ca să nu-i doară inima pentru mine. Ca să nu sfârșească ca tatăl său, așa că trebuie să pun la cale un teatru de un singur actor. Apropo, mâine vom merge la cumpărături, nu ai uitat, trebuie să ne reîmprospătăm garderoba, altfel este rușine să apar în fața fiului meu în așa ceva. Mama trebuie să fie la modă, pentru asta și mama, nu. Alea o privea atent pe pacienta ei. În aceste momente, ea vedea în fața ei nu o bătrânică excentrică cu maniere de lider real, ci o femeie în vârstă obosită și amărâtă, care pur și simplu avea nevoie să vorbească. Se întâmplă uneori că nu există o suflet pereche lângă care să poți spune ceva, ceva secret, ascuns, care nu este destinat tuturor și fiecăruia iată și alea care a trăit toată viața, se pare că așa trăiește, nu la cine să vină cu toate necazurile și nenorocirile. Și cu bucuriile nu prea, prietenele sunt adesea ocupate cu treburile lor, iar băieții nu s-au întâmplat să fie așa, ca să fie totul serios. Pentru că o înțeleg foarte bine pe Ludmila Procopievna, pur și simplu nu știu cum să-i spun asta, ca să și ea să înțeleagă, și mai ales după raționamentul despre faptul că toți servitorii iubesc atât de mult să le spele oasele stăpânilor. Alea o privea cum se așează mai confortabil în patul ei pe un saltea ortopedică. Evident că este o femeie bogată și influentă, apartamente luxoase, haine scumpe, bijuterii de neprețuit și cei mai buni medici sunt la dispoziția ei, dar totuși este nefericită, se poate așa ceva dar iată se pare că se poate și chiar, probabil, destul de des. Dar ceva a atras o pe alea în scurtul monolog al bătrânei, ceva la care nu a acordat imediat atenție, dar care nu se potrivea cu imaginea de ansamblu. Ah da, iată-le, mai bine ar fi ca Leonid să fie singurul copil. Ce a vrut să spună, cum să înțeleg asta? Oare are ea un alt copil, un copil eșuat, care a făcut o greșeală, care i-a provocat probleme alăci? Era curios să afle asta, dar tactul născut nu-i permitea să întrebe despre asta. Cu toate acestea, tușind puțin, Ludmila Procopievna însă și-a decis să o introducă pe Alea în această taină de familie. Fata nu se aștepta ca auzirea enigmelor altora să fie atât de interesantă. În adolescență și copilărie, ea nu înțelegea ce poate fi interesant în biografiile personalităților istorice, iar acum asculta ținându-și respirația. De la Ludmila Procopievna, alea aflat că primul ei copil, un băiat, l-a născut destul de devreme. La 21 de ani, în acele vremuri, căsătoriile erau timpurii și nașterea primului copil la nouă luni de la nuntă nu surprindea pe nimeni. Mai degrabă, din potrivă, oamenii ar fi fost surprinși să afle că tinerii, așa cum se obișnuiește acum, au decis să trăiască pentru ei înși sau chiar au amânat nașterea copiilor pe termen nelimitat. Atunci se considera greșit, aproape o violență împotriva propriei naturi. Prin urmare, Leonida a apărut pe lume la timp. Ludmila și soțul ei, Victor, aveau părinți destul de înstăriți, aveau suficiente oportunități pentru ca tinerii să nu aibă nevoie de nimic. Au fost asigurați cu un apartament, o mașină de producție internă, foarte la modă la acea vreme și posibilitatea de a-și crește liniștit primul copil. Ludmila a mers în concediu de maternitate, iar soțul ei a lucrat la una dintre marile întreprinderi industriale din regiune. Datorită calităților sale personale de avans și unor legături ale tatălui său în această sferă, Victor a urcat destul de repede pe scara carierei și la momentul de strămării țării, deja ajunsese la funcția de șef de departament, care avea o importanță considerabilă pentru întreprindere, așa că nu era deloc surprinzător că tocmai pe el l-au pus să conducă toate întreprinderile. Când fostul director a demisionat, iar câțiva ani mai târziu, Victor pur și simplu l-a privatizat, l-a cumpărat de la stat și a început să câștige bani frumoși din această fabrică, Leonida a crescut ca un copil calm și aproape fără probleme. Nu s-a îmbolnăvit aproape niciodată, era de obicei vioi, vesel, se înțelegea cu ceilalți copii și nu le crea părinților neplăceri. De ce să nu se gândească, în acest caz, la un al doilea copil? Mai ales că, din punct de vedere material, oamenii lui Victor aveau mai mult decât suficiente posibilități de a crește copii. Spus și făcut, dar sarcina nu apărea. După trei ani de încercări nereușite, Ludmila a mers la doctori. Mai întâi în orașul ei, apoi în capitală, iar apoi la străini, unde a fost dusă de soțul ei, cu multă influență. În acel moment nu existau, desigur, metode atât de sofisticate de diagnosticare și tratament, așa că nu i s-a găsit nimic care să poată împiedica concepția naturală. Mai ales că cuplul avea deja un copil sănătos și de succes, toți stădeau din mâini și spuneau că, mai devreme sau mai târziu, va reuși. Dacă nu acum, atunci peste o lună, dacă nu peste o lună, atunci cu siguranță peste un an sau doi. Cei mai cinstiți recunoșteau că în acest caz totul depinde de noroc, iar noua sarcină poate să nu apară deloc. Atâta timp cât Ludmila era tânără. Ea a făcut față cu ușurință dificultăților și nu a fost deosebit de îngrijorată de maternitatea ei. La fel s-a raportat și soțul ei, Victor, deși era cu șapte ani mai mare decât soția. Dar în acel an, când soției tinere i-au împlinit 30 de ani, iar soțului, respectiv, 37, soția a înțeles că Leonid ar putea rămâne pentru totdeauna singurul lor fiu, atunci Victor a decis să ducă soția la o academie din capitala țării vecine, pentru că, după zvonuri, acolo ajutau și cazurile lor. Și acolo au fost într-adevăr ajutați, deși nu imediat, iar sarcina mult așteptată a apărut. Bucuria lui Victor și a Ludmilei nu avea limite, dar din păcate, în ciuda regimurilor de protecție și a tratamentului medicamentos, a avut loc un avort spontan la un termen timpuriu. Ludmila a trăit foarte greu această pierdere, iar soțul ei nu se simțea mai bine, dar au decis totuși să continue să lupte pentru fericirea lor de părinți, pentru că aproape au reușit. Rezultatul a fost încă opt ani de încercare, în timpul cărora au avut loc trei avorturi spontane consecutive, în ciuda faptului că tot timpul după confirmarea sarcinii, Ludmila a stat în spital. Părinților nu le-a reușit să aibă un al doilea copil. De fiecare dată, soțul și soția au trăit foarte greu eșecul, iar pe această bază, tratamentul a fost decis să fie încheiat, bucurându-se de faptul ca un moștenitor, Leonid. Au revenit la stilul lor de viață obișnuit, dar după o vreme ceva a mers din nou prost. Ludmila a început să se simtă obosită. Se culca tot mai des pentru a se odihni, iar starea de spirit a femeii se schimba de trei ori în cinci minute. Când, după un examen medical, i s-a spus că este însărcinată, femeia nu a crezut, iar când a crezut, i-a spus soțului ei, au decis imediat să nu se aștepte la un rezultat pozitiv. Au fost învățați de experiența amară. Cu toate acestea, zilele au trecut, săptămânile, lunile și sarcina a progresat. Leonid, care era deja adult și student la un colegiu de prestigiu, se bucura foarte mult pentru părinți. Ludmila a purtat cu grijă sarcina, iar Victor, ca un nebun, se învârtea în jurul ei în acele rare minute în care nu era ocupat să câștige un nou milion la întreprinderea sa. Nașterea a decurs cu succes și la timp. Drept urmare, pe lume a apărut o fetiță drăguță, pe care mama a numit-o Sofia. Ludmila a fost ghidată de faptul că acest nume înseamnă înțelepciune. I-așa dorit sincer ca fiica ei să meargă prin viață înțelept și cu prudență, să aibă succes în orice întreprindere pe care o lua. Micuța a schimbat complet stilul de viață al familiei Ludmilei și Victor. A început să stea și să meargă de vreme. Curând după aceea a început să vorbească și s-a dovedit a fi un copil foarte deștept și dezvoltat peste vârsta lui. Cu alte cuvinte, fratele mai mare și părinții nu se puteau bucura de fetiță. Dezastrul a venit neașteptat, când fetița Sonia avea doar un an și jumătate. Ludmila a trebuit să plece cu fica ei într-o călătorie lungă cu mașină. Nu voia deloc să facă asta, dar era o nevoie reală. După ce a așezat fetița în spate și a legat-o cu centura de siguranță, Ludmila s-a urcat la volan și a plecat pe autostradă. La început totul a mers perfect, dar apoi femeia a reținut doar un șoc teribil și scârțuitul metalului care se rupea. Ludmila și-a revenit în spital și nu imediat după accident. Medicii au fost nevoiți să o introducă în somn medicamentos pentru a putea restabili parametrii vitali de pază. Acum este foarte greu pentru ea să-și amintească această perioadă, pentru că fica ei mai mică, Sonia, a murit în acel accident. Victor a plecat la strămoș câțiva ani mai târziu, trăind practic complet pe pastile. Datorită pastilelor, sănătatea lui s-a deteriorat semnificativ după povestea cu fiica sa, chiar și Lenia, deși a suferit indirect de acest accident rutier, s-a închis în sine și a devenit foarte suspicios față de toți din jur, în special față de femei. Prin urmare, ea spune acum că ar fi mai bine ca le unit să fi rămas singurul lor copil cu Victor. Ar fi fost mai liniștit în familie și cu mult mai puține suferințe. Alea a ascultat-o pe bătrâna femeie cu lacrimi în ochi. Câtă durere a trebuit să îndure, cum oare se ține? Demnitatea regală nu era în stare să se clatine în fața oricăror necazuri și cataclisme din viață. Necunoscând ce cuvinte să găsească pentru a o consola pe Ludmila Procofievna, alea strâns-o pur și simplu la piept pe capul ei cărunt și a început să fredoneze ceva neclar, care uneori ieșea din adâncul subconștientului ei. În înțelegerea fetei, această melodie era cel mai bun consolător. Oricum, ea voia să creadă în asta. Alea și aduna cuvintele despre faptul că trebuie să se gândească la ea însă și, care este vie, și să lase trecutul în trecut, dar nu i s-a dat să le exprime. Ludmila Procofievna a întrerupt-o gânduri și destul de brusc. Copila mea, ce cânți? Nu știu, a dat din numeri alea. Uneori visez că stau în pat, mângâi un iepure de pluș și un glas feminin îmi fredonează această melodie. De-a lungul vieții, când mă simt neliniștită, îmi amintesc de ea și îmi vine mai ușor. Nu poate fi, a exclamat femeia bătrână, privind-o pe Alea cu ochi aprinși. Această melodie am compus-o personal pentru Sofia, încă din tinerețe. Studiam la conservator și a fost lucrarea mea de diplomă. Am adaptat-o ușor pentru a o transforma într-o cântare de leagăn și am cântat-o copilului meu. Dar eu nu sunt fiica ta, a șoptit Alea am crescut la orfelinat și pe mine m-au. Fata a tăcut. Femeia a așteptat. Ea o privea nedespărțit pe alea și aștepta. Fata și-a terminat gândul. Și m-au găsit pe marginea drumului. În acea noapte, nici alea, nici îngrijitoarea ei în vârstă nu și-au închis ochii. Au analizat cu atenție toate detaliile numeroase ale accidentului. Toate datele geografice au fost verificate, toate datele au fost comparate. Au ajuns la concluzia că, din anumite motive, fetița s-a găsit în afara salonului. Poate că a fost aruncată de impact, sau poate a fost luată de unul dintre martorii întâmplătorii. Oricum, polițiștii l-au asigurat pe Victor că fetița se afla în mașină, care a luat foc din cauza impactului, și de aceea a trebuit să creadă în asta. Din această cauză, nimeni nu a căutat copilul au fost verificate până în cele mai mici detalii toate primele amintiri de copilărie ale alăci, iar când Ludmila Prokofievna i-a arătat fetei o fotografie pe telefon, o fetiță mică în brațele unui iepure de pluș roz, cu un panglic albastră legată la gât, ale a rostit pentru prima dată în șoaptă mamă. Din ochii femei bătrâne au țâșnit lacrimi și aceleași lacrimi străluceau pe obrajii fiicei ei adulte când Leonid a dormit și ciufulit, a deschis ușa camerei mamei sale pentru a o saluta și a-i o zi bună, a fost foarte supărat. Văzând cele două femei cu fețele în lacrimi, a început imediat să strige la alea, spunându-i că este un gunoi care nu face decât să-i deranjeze pe mama lui și să o supere, așa că poate să se considere concediată din acea clipă. Dar expresia feței Ludmilei Prokofievna l-a făcut să tacă. Era prea fericită, când Alea îngrijitoarea ei, cu vocea tremurândă și începând de la început, i-a povestit lui Leonid Victorovici minunea salvării Sofiei, adică alăci, de la moarte în accidentul de mașină și minunea întâlnirilor aici și acum, el nu a crezut-o la început, chiar și atunci când i s-au prezentat toate dovenile sub formă de amintiri din copilărie, de iepure și de cântec de leagăn. Nu ar fi devenit un om de afaceri de succes dacă nu ar fi pus la îndoială fiecare cuvânt și fiecare faptă cu care a avut de-a face, pentru că nu există limite pentru josnica și nerușinea umană. Cu toate acestea, răspunsurile și la întrebările sale neformulate au fost pregătite în timpul nopții. Ludmila Prokofievna a anunțat că ea se vor duce imediat la un centru medical pentru a face analize pentru a confirma legătura de rudenie și după aceea nimeni din lume nu va putea să pună la îndoială faptul că mama și fica s-au găsit după atâția ani de despărțire și de gânduri grele una despre cealaltă. Leonid a fost nevoit să admită că, din punct de vedere fizic, alea îi amintește într-un fel de tatăl său, iar cu caracterul ei nesuferit și dorința ei de a se certa mereu, a moștenit-o probabil pe mama. Bărbatul nu știa în prealabil ce va arăta testul ADN, dar era dispus să plătească el însuși pentru un rezultat pozitiv. El vedea cum s-au aprins de interes pentru viața ochii mamei sale, care ieri erau încă palizi, și cum i se înroșisese obrașii. Dar intuiția profesională a lui Leonid îi spunea că în fața lui se află cu adevărat sora lui, ceea ce înseamnă că acum se deschide o nouă pagină în istoria familiei sale. Și numai de ei trei depinde cât de strălucitoare, de reușită și de de neuitat va devenia.